Am plăcerea să vă salut, prieteni ai fotbalului județean. Liga reușită la o nouă ediție în această seară în care suntem în preajma unei formații care are un start excelent de retur, AFC Bănești Turleta. Trecem în revistă, așa cum v-am obișnuit, echipele din peisajul principalului campionat județean și ajungem astăzi la o echipă într-adevăr frumoasă, AFC Bănești Turleta, care are un parcurs excelent în retur. Ne vor explica cum merg lucrurile președintele acestei grupări, binecunoscutul Aurel Covrig. Te salut, Aurel, bine ai venit! Bună seara, Ionele, bine te-am găsit! Evident că partaj la acest parcurs excelent este și antrenorul Bobby Codreanu. Te salut, Bobby, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit, Ionele! Așadar, ca de fiecare dată, protagoniștii fotbalului județean. Ne-am aplicat prieten asupra acestui aspect pentru că dovadă și cei doi invitați și cei care au fost până acum aici, cei care vor veni. Fotbalul județean este plin de oamenii care au experiență, au nume, au calitate, iar cei de la Bănești se înscriu clar în acest context. În primul și în primul rând, mai toată lumea care este implicată în fotbalul județean a auzit de președintele Aurel Covrig. Președinte parcă de o viață. Așadar, Aurel, să spunem, cine este Aurel Covrig? Pentru că lumea te știe foarte mulți, dar așa, din spate văzând, cine este Aurel Covrig? Păi Aurel Covrig cine? E un om simplu care se ocupă de mulți ani de echipa AFC Bănești Turleta. În 2017 am luat o pauză de câțiva ani. Era necesară pauza? Necesară, da, obosisem la un moment dat. Obosești și la Liga Prahova, nu? Ca și președinte. Da, la un moment dat obosești și la Liga Prahova. Am luat o pauză de 5 ani, după aia lucrurile n-au mers cum a trebuit la echipă și am hotărât să revin. Și iată că lucrurile merg foarte bine. Lucrurile merg foarte bine. M-am întors în ianuarie 2024. Primul lucru care l-am făcut a fost, l-am sunat pe domnul profesor Bobby Codreanu. Deci a fost prima ta opțiune, la întoarcere? Prima mea opțiune. Eu cu el mai vorbeam și în pauza asta, lipsa cât am avut-o. Am ținut legătura cu el, am vorbit și când ne-am apucat de treabă, l-am sunat și ne-am apucat de treabă. Bun, să trecem la Bobby Codreanu, nume și el cunoscut, prieten, și ca jucător, așadar, Bobby, să trecem puțin în revistă, rapid așa, cariera ta de jucător și începuturile meseriei de antrenor, o meserie atât de pretențioasă, inclusiv în Liga Prahova. Da, junioratul l-am făcut la celebrul centru de copii și juniori Petrolul Ploiești. După care am debutat și la echipa de tineret, singurul titlu de tineret, la echipa de tineret a clubului Petrolul. Care cine erau colegi atunci, Bobby? Că ți-amintești printre numele de atunci? Începând cu... Bine, vorbind acum de cei din Prahova, Nae Constantin, Măldărășanu, Onuț, Cristi Vlad. Ce generație? Da, da. Todoran, trecem o partea cealaltă, da, ca să zicem așa. Foarte, foarte mulți colegi care acum vă dați seama că cu plăcere ne întâlnim, ne mai aducem aminte de acele momente în care stăm și... Da, da, se cam așa amintiri plăcute. Ce a urmat, Bobby, după acea perioadă la Petrolul Tineret? Te gândeai probabil la viitor să faci pasul către fotbalul adevărat? Cu siguranță, da. A urmat un parcurs bun pentru mine. Am avut câteva oferte la Liga a doua, ca să zic așa, Divizia B. După care am... Să spun așa, am avut parte de un subiect, un parcurs un pic mai neplăcut, să spun. Știi despre ce este vorba? A fost vorba de o accidentare, de o accidentare, da, dublă fractură, exact ce s-a întâmplat cu jucătorul de la UTA, de la Hermannstadt, scuze. Da, exact același lucru s-a întâmplat și cu mine, piciorul stâng, fractură de peroneu, tibie și ligamentele rupte la greznă. Cât ai stat atunci, Bobby? Aproape un an de zile până ne-am reușit. Îți face plăcere să-ți amintești acea perioadă atât de dură pentru fiecare fotbalist. De aceea am zis că nu prea îmi face plăcere pentru că bucuria a fost la s-a întâmplat la lotul național. Aveam câteva echipe. Era echipa națională de amator, nu? Da, echipa națională aceea era semi-amator sau cum se spunea amator, nu știu exact cum era, dar era organizată din Liga a doua și Liga a treia, nu din Liga a patra. Acum, pentru mine... Ai depășit momentul ăla? Am depășit, da, cu siguranță l-am depășit, dar oarecum rămâne... S-a oprit așa, da, și ascensiunea, exact. Aveam câteva echipe foarte bune de Liga 1 care puteam să fac pasul deja. Conducătorii de la acel moment, eu eram la Compet, dacă mi-aduc bine aminte. Da, 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 la Compet, că mi-am aminte și eu bine perioada aceea. Da. După aia, Bobby? După aceea am urmat o reîntoarcere, ca să zic, la clubul care chiar m-a ajutat și mi-a oferit un sprijin important la Compet. A urmat o ascensiune oarecare
benefică, dar din cauza unor neînțelegeri am avut o ofertă de la FCM Bacău, să spun, de genul acolo întâlnim celebri jucători, Iftodi, Nivaldo, Ciocoiu, Cursaru, da, chiar da, eram colegi. Un alt ploiești, da, da, un alt Cursaru, da, da, da. Neînțelegere dintre cluburi, nu știu ce s-a întâmplat. Și am revenit, acolo. N-am ajuns acolo, o dezamăgire pentru mine oarecum. Am revenit în, pe plan local, după care am luat o hotărâre ca să pot, m-am gândit din punct de vedere financiar, am acceptat o ofertă din străinătate, în Liga 6-a italiană. La început a fost un pic mai greuț, dar m-am adaptat chiar foarte bine. Financiar ok. Ok, da. De ce să mințim? Da, de ce să mințim? A fost ok, da. Da, da. Te-ai întors după aia în țară? M-am întors în țară, după care chiar mi-aduc aminte că la un moment dat chiar discutam cu tine, dacă ți-aduce aminte, primisem câteva oferte de la Filipești de Pădure și Liga 3, da, și CS Plopeni. Aveam o vârstă oarecum 35-36 de ani, nu mai știu exact. Nu ca și bătrâni. Da, ce să fac, mai continui sau nu mai continui. Am acceptat oferta, am mers la Plopeni. De la Plopeni a fost o perioadă în care bună, plăcută la început, după care a revenit o nouă accidentare, că știți cum e în fotbal. Am avut o întorsă de gradul 2 la genunchi, ceea ce mi-a pus un pic stop carierei, da, că și acum am anumite probleme la genunchi. Ne vom face vorbi după aceea la următoarea ta carieră. Așadar, prieten Aurel Covric, președintele lui AFC Vănești Turleta. Aurel, de ce ai cedat în urmă cu 5 ani? De ce ai revenit după atât de lungă perioadă? Am avut, pot să spun, niște mici neînțelegeri pe plan local. Care a durat 5 ani? Care a durat 5 ani, da. Ce te-a convins să revii, totuși? Parcursul slab al echipei. Eu pun în suflet atât de mult la echipă. Parcursul, vedeam că an de an, tot ce clădisem eu atâția ani, se ducea la vale și m-am făcut să revin. Lucru pe care l-ai și pus în practică, da, așadar. Într-un timp foarte scurt, câteva luni, e greu să faci și am găsit acolo, am găsit câțiva jucători, din ce au mai rămas 4-5 jucători. A trebuit să aducem 10-15 jucători. Dar tu oricum erai un cunoscător și ești, pentru că baza ta de date, Aurel Covric, este una bogată. Așa dacă este, întrebați da. Prieten pe Aurel de orice jucător din Liga Prahova, știe fără doar și poate și are deja țintele asigurate acolo pentru așa viitor. Așa ai dreptate. Ai urmărit foarte multe meciuri și în perioada în care n-ai fost președinte, te vedeam peste tot. Într-adevăr, am fost la foarte multe meciuri, am urmărit, dar e foarte greu de găsit jucători. Aici intervine calitatea celui care conduce clubul. Bobby, când a încolțit așa în mintea ta ideea de a deveni antrenor? Ai traversat foarte multe momente de-a lungul carierei cu anumiți tehnicieni. Da. Când te-ai gândit pentru prima oară serios, bă, după ce mă las și piciorul te obliga într-un fel să te apuci de antrenorat? Exact în pauza aceea de care v-am spus, ce urma să continui, după momentul care l-am avut la genunchi, accidentarea la genunchi, a fost o perioadă în care a trebuit să renunț, da, să mă gândesc la ceea ce voi face, pentru că știind că genunchiul este un punct sensibil al fiecărui fotbalist, da? Este cea mai complexă articulație a corpului. Și stând și gândindu-mă, în pauza în care făceam tratamente fizioterapie și tot ce, ca să pot să merg din nou, da, că nu puteam să merg. Mi-a sunat telefonul într-o seară, domnul Spiridon de la Băicoi. Care este și acum un apropiat al echipei din Bănești, da, că din câte cunosc, domnul Spiridon chiar locuiește acolo, da, și da, este nelipsit. Mi-a propus să continui ca și jucător și antrenor secund, la acea vreme era... Deci de Daniel Spiridon se leagă prima ta echipă în postura de antrenor. Da, 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 da. Și uite, Bobby, că peste ceva vreme dat din nou de Daniel Spiridon la Bănești de aceasta. La Bănești, da. Face parte acolo din corect, familia asta. Corect, așa este. Fotbalistică. O perioadă bună acolo la Băicoi, nu? Foarte bună, o perioadă foarte bună. Dânsul asigură în partea materială tot ce conta și ce era mai important, dânsul se ocupa. În schimb, pe partea tehnică, ca să zic așa, toată responsabilitatea era a mea. Am încercat ușor, ușor să ne adaptăm. Am preluat echipa în Superliga de pe locul 13, asta era în retur. Cu un pic de șansă puteam să promovăm, că promovăm primele două. Fără două puncte nu am reușit să ne încadrăm în primele două. Dar pentru tine experiența a fost una foarte, foarte importantă la debutul tău ca și antrenor.
la Băicoi, acolo ne vom întoarce, prietenii. Aurel, e greu să conduci un club de Liga, pentru că, iată, vorbim aici de o competiție atât de importantă, prieteni. Municipii, Câmpina și Ploiești, Boldești, Băicoi, Văleni, Comarnic, orașe importante, nu din Prahova, și vine și AFC Bănești Turbeta și ridică și ei capul acolo, prieteni, să se bată cu echipele importante, ceea ce reușiți, Aurel, la acest moment. Da, într-adevăr, este foarte greu să ții pasul cu, cum ai spus tu, cu echipele de din fruntea clasamentului, adică Văleni, Boldești, Băicoi, echipe bune, cu bugete mult mai mari decât ale noastre. Dar eu am zis că nu contează banul totdeauna, ceea ce îți place. Dacă faci cu plăcere, așa poți să reușești, să duci echipa, cum eu am fost obișnuit an de an, să fiu în primele cinci, indiferent cu ce echipe. Am jucat acum 5 ani cu echipe care acum se regăsesc la Liga 3. Boldești, Lejoi, Păulești, Breaza, Plopeni. Toate au avut viață grea când treceau pe la Bănești. Da, cu care și eu... pe teren propriu, nu doar la Da, tu știi că noi am mai discutat și ți-am spus obiectivele noastre acum la revenire la echipă e să batem primele locuri. Ceea ce am și făcut. Deci presiune clară și pe Bobby Codranu, care, iată, pare că se descurcă foarte bine, prieteni. Bobby, cum este să lucrezi cu Aurel Covric ca președinte? Pentru mine nu este nicio problemă. Chiar, ca să zic, între ghilimele așa, ne cam asemănăm. El pe partea cu organizarea, eu pe partea cealaltă organizatorică, pur simplă, pur fotbalistică. E ok, îmi face plăcere. Tot timpul discutăm. Într-adevăr, cum ai spus, un descoperitor, un atot știitor. Vine, îmi prezintă, îmi spune despre jucătorul X, Y, Z, îl analizăm, îl chemăm dacă e nevoie, vedem ceea ce se face. Exact, da. Îl luăm sau nu îl luăm? Exact, da. După care, ultima decizie mi-aparține, bine, consultându-mă că și cu dânsul, pentru că e normal să ne consultăm, că am plecat la drum amândoi și întotdeauna trebuie să ține contul unul de celălalt, ca și idee, și multă muncă. Multă muncă. Deci astea sunt secretele, prieteni, la AFC Bănești Urleta. Ca de fiecare dată, nu, când vorbim cu reprezentanții top ai Ligii Prahova, Aurel, nu totul este lapte și miere. Și tu, un președinte cunoscut, nu toată lumea vorbește laudativ de Aurel Covric. Au fost și reacții adverse, de multe ori din partea unor jucători nemulțumiți, poate chiar a antrenorilor, trebuie să le gestionezi corespunzător, bine pe toate, nu? Da, așa e, Ionele, ca așa este la fotbal. Întotdeauna nu e numai lapte și miere, sunt fel și fel de discuții, dar eu încerc cât pot de mult să le repar, adică cum pot. Să le ținem sub control. Să le ținem sub control, da, și să meargă treaba cât de bine. Într-adevăr, nu poți să fii iubit de toată lumea. Am deci la fotbal. Nu e bine, da, dacă te iubești toată lumea ce ai făcut, înseamnă că stai, da. Trebuie să te bați să fii sus acolo, obiectivul echipei e clasarea cât mai sus posibilă. Acum am luat echipa după locul 12 cu 20 de puncte. Au trecut 7 etape, am luat 19 puncte din 21 posibil. Care ar fi, Bobby, ingredientele acestui parcurs remarcabil? Probabil, mă gândesc, ca antrenor ești precaut când pleci la drum. Ați adus câțiva jucători cu experiență, mai erau și acolo câțiva tineri. Nu știa cât te așteptai, realist vorbind, la acest parcurs excelent. 19 puncte din 21. Adică 6 victorii și o singură remiză în 7 jocuri disputate. Sincer să spun, nu-mi place să pierd. Deci clar vroiam, asta nu însemna că s-a și poate realiza chestia asta. Dar, mulțumim Dumnezeu că s-a putut realiza chestia aceasta, dar într-adevăr. Care sunt ingredientele acestui parcurs? V-am spus mai devreme, în primul rând foarte multă muncă. Păi ajunge bun, doar munca? Nu ajunge doar. Și talentul, dar în mare parte și omogenitatea grupului, ceea ce trebuie să lucrăm specifice pentru fiecare meci în parte, în funcție de adversar. Bine, acum intrăm mai în detaliu, dar nu este cazul, da? Ok. Plus că noi, când am venit eu la Bănești, practic s-au schimbat 15 jucători. Aproape tot lotul, deci. Tot lotul, da. Și am adus 15 jucători. Deci, este un demers greu de făcut și pentru foarte cu mare experiență, la orice nivel fotbalistic. Foarte greu. Să schimbi din temelii lotul și totuși iată că ai reușit. În decurs de o lună de zile până la începerea campionatului. Și să spunem că aici nu e vorba de o echipă cu adevărat profesionistă. Nu. Se fac două antrenamente, nu este chiar foarte suficient, dar măcar este normal, nu? Dacă faci zi de zi, atunci ai implementat jucătorii ăștia mai rapid. Atunci mă gândesc că Aurel contează foarte mult, nu? Calitatea jucătorilor pe care îi aduci. Se fac două ședințe de pregătire, evident că antrenorul lucrează cu acești jucători, dar dacă iau experiență și valoare, înțeleg mai repede. Timpul nu prea te așteaptă, nu?
Da, așa e, într-adevăr. Am adus câțiva jucători cu experiență și aici mă refer la Ovidiu Gheorghe, Marian Duca, Ionuț Filip. Și-am Aurel, păi ce să mai... Și am păstrat și am mai adus și ceva jucători mai tineri. Cum ar fi și de portar. Cum ar fi, da, Petru Marinache, da, un portar foarte bun și de viitor. L-am mai avut pe Ovidiu ăsta, Stancu. Gheorghe Mario, zis Bănel, că-l știe toată lumea de Bănel. Bănel de Bănești, da. Și Vlădu Stancu. De cer de Bobby, Bănel de Bănești, da. Și Vlădu Stancu. Băiesc tineri cu calitate care poate să facă pasul spre Liga 3. Evident, Aurel, că rămânem la tine puțin acum, cei care dau bani. Deci echipa pare să fie generos finanțată pentru nivelul ăsta sau nu generos. Adică aveți stabilitate, ceea ce vrea orice grupare. Însă clar, cred că oamenii de acolo vor să vadă și copiii de-ai locului. Tineri din Bănești, nu, care vin și bat cu tărie la porții la firmării. Sunt greu de găsit jucători locali care să completeze echipa? Sunt foarte greu de găsit. Acum am făcut o selecție de copii pe nivel, la nivel local, numai adică bănești și burlețeni, 2014, grupă de 2014, pe care vrem să o înscriem de la vară din noul campionat. Da, să le ofer posibilitatea de a juca. Da. Și iar de acolo vedem. Am mers numai pe ideea asta, numai din Bănești și din Urleta. Da, demersul pare logic. Da. Local, că sunt foarte greu de găsit. Sunt multe echipe în zona noastră acolo, la Câmpina de juniori, copii și juniori. E foarte greu de găsit copii și... Dar nu cedăm, mergem în continuare pe această linie. Bobi, dacă mă uit aici în clasamentul Ligii Prahova, în acest moment, ești într-o companie foarte plăcută, iată ce se obăicoi, Vali Lazar. Boldești, Darius Badea, și el jucător cândva de Liga 1. Vărenii de Munte, Iurius Margarito, un nume foarte, foarte cunoscut. La Cornu este Dragoș Mihalache, nu? Ne uităm la Petrolul 95 și nu mai spunem, Daniel Chiriță, Iuliană... Cojocaru la Petrosport. Iată și adversarul de sâmbătă, Daniel Toader, care face cu echipa lui o figură foarte, foarte frumoasă. Cum este Bobby de pe banca tehnică? Cum arată acest campionat? Eu spun, înainte de a răspunde tu, că sunt câteva echipe care ar putea juca lejer la Liga 3. Cu siguranță da. După cum bine știți că în ultimii ani județul Prahova tot timpul a avut numai succesuri în barajele pe care le-au susținut împotriva altor echipe. Din punctul meu de vedere, județul nostru este unul dintre județele cele mai puternice din țară, vorbesc pur fotbalistic. Pepiniera, ca să zic așa, de aici, de la noi, pleacă. Județul pleacă, da. Da, într-adevăr, niște echipe cu antrenori care au unde a cursul anilor. Ridică calitativ, da, nivelul fotbalistic. Exact, da. Totodată și cei de pe lângă, da, care suntem acolo, te obligă, practic, într-un fel, să te ambiționești, să poți să faci și tu parte din grupul acela, sau cate de ce nu să-i depășești, că, nu? Că tot timpul trebuie să te autodepășești. Poate spune Bobby că, așa cum se vorbește în fotbalul adevărat, oglinda echipei, adică antrenorul se vede în jocul echipei? Ești de acord cu această teorie? Sau da, să fie? Mare parte da, dar eu pun foarte mare accent și pe grupul unit al echipei, pentru că eu am o vorbă. În momentul în care intrăm în vestiar, nu antrenorul face diferența sau un singur jucător, nu. Toți. Grupul. La unisol, câștigăm toți, pierdem toți. Da. Exact. Unitatea grupului. Forța este unitatea grupului, din punctul meu de vedere. Aurel, spuneam un președinte prietenic cunoscut, Aurel Covrig, un președinte poate și contestat, pentru că asta este când ești conducător. Dar un lucru este cert, pe lângă faptul că este un cunoscător fotbalistic și un foarte bun organizator. Aurel, la tine, orice detaliu este important. Nu scapi absolut nimic. Înaintea partidei, în timpul jocului și după meci. Da, într-adevăr, așa este. Îmi place să mă implic la maxim. Să fac lucrurile să fie ok din toate punctele de vedere, la cât pot și la cât se poate. Cu toate că eu mi-aș dori mult mai mult. Încet așa, pașii mici sunt cei mai siguri. Da, încet vreau să urcăm echipa acolo unde ea a fost atâția ani, unde era obișnuită, adică în primele 5 locuri. Da, până atunci Aurel și Bobby, prietenii, să ne uităm la etapa care a trecut. Vom discuta în continuare și despre partida câștigată de AFC Bănești Urleta în deplasare la Cocoroștii Colț. Așadar, CSU Boldești este Cornul 4-0, desprinderea formației gazdă după pauză. Andrei Paraschivoiu, Antonio Danilă, Mihai Popescu și Florin Grigore, autorii golurilor. La Băicoi, victorie clară pentru lider 3-0. În confruntarea cu cei de la AFC Vrebu, de asemenea, în repriza a doua,
Cristian Gavrilă, Florentin Puiu și Dănuț Iancu, marcatorii echipei gazdă. CSM Brașov, Petrosport, Târșorul Vechi 2-1, Sorin Petre și Alex Stancu, respectiv Justin Răducan și aici un Eurogol. Pentru că vom vedea în partea a doua a emisiunii noastre, grație PH Sport, imagini de la două partide, amintitul joc de la Băicoi și progresul Drăgănești cu CS Câmpina. Vom vedea o super reușită a celor de la Drăgănești. Unirea Urlați, Stelea Jenvoreni, 1-7, diferență foarte, foarte mare. Costea a marcat pentru echipa gazdă, Unirea Urlații, Andrei Ciobanu, evident, două goluri, Tănase, două goluri, Liviu Cernea, Romario Pireș și Bogdan Șandru, Bogdan Șandru, băicoianul care voluează pentru Teleajen. CSU Comarnic, Petrolul 95, 3-3, spectacol la Comarnic acolo, dar doar o remiză pentru echipa pregătită de Mihai Mușa și Vlăduț Iscuru. Andrei Filote, Andrei Militaru, Alex Popa au marcat pentru cei de la Comarnic, Bach, Alex Chiriță și Michael Junior pentru formația pregătită de Daniel Chiriță. Progresul Drăgănești se câmpie la victorie convingătoare, echipe care vizitează Băneștiul sâmbătă într-o dispută clar de atracție. Ionut Sopra, Vlăduț Badea, două eurogoluri, le veți vedea în partea a doua emisiunii noastre, și Amar autogol. Unirea Cocorăștii Colț, FC Băneștii 0-1, victorie de serviciu. Punctele contează, ne vor explica cei de invitați pentru echipa vizitatoare, Vlad Stancu. Și CSU Vorbilău, Avântul Măneciu, 1-0, marcator Alin Preda. În clasament, CSU Boldești pe prima poziție, 69 de puncte. Pe locul 2, CSU Boldești, 63 de puncte. Vălin pe locul 3, 60 de puncte. Locul 4, CSU Cornu, 53 de puncte. Locul 5, Petrolul 95, 46 de puncte. Locul 6, Progresul Drăgănești, 45 de puncte. Locul 7, CSU Câmpina, 39 de puncte. La egalitate cu AFC Bănești, 39 de puncte. Pe locul 8, stau bine oamenii invitaților noștri din această seară. CSU Mănești, 37 de puncte, AFC Brebu, 31, locul 10, Avântul Măneciu, poziția 11, 30 de puncte, pe locul 12, CSU Vorbilău, 28 de puncte, locul 13, CSU Brazii, 24 de puncte, locul 14, Petrosport, 20 de puncte, 15, CSU Comarnic, 18 puncte, locul 16, Unirea Cocorăștii Colț, 13 puncte, pe locul 17, CSC Berceni, echipă care a părăsit deja competiția, 9 puncte, și pe locul 18, Unirea Urlați, cu 3 puncte. Ne întoarcem așadar la cei de invitații ai noștri prieteni. Vă reamintesc că în această seară Liga Reușita se apleacă asupra echipei AFC Bănești Turleta, președintele Aurel Covric și antrenorul Bobby Codreanu. Aurel, la Bănești, niște reguli foarte clare din punctul de vedere al conducerii. Liniile trasate sunt clare începând de la antrenor până la jucători. Disciplina pare să fie punctul forte. Pe de altă parte, și recompensele către jucători vin la timp. Da, așa este, într-adevăr. Mie place foarte mult disciplina. Deci de la asta plec indiferent. Cred că și omul de la teren se înscrie în această categorie. La orice. La bine, orice. La teren lucrează prieten și Aurel Covric. Când a sunat ieri sau alaltieri, uda gazonul pentru ca Bobby Codreanu și jucătorii de la AFC Bănești Turleta să aibă cele mai bune condiții de joc, nu? Într-adevăr, îmi place foarte mult să mă ocup și de baza sportivă. Mai am pe cineva acolo cu care ne ajutăm. Dar îmi place toate lucrurile care le fac, să le fac cu plăcere și din plăcere, pentru băieții. Ca ei când vin la stadion să aibă totul pregătit. Totul la ce nivel avem, să fie totul ok. Da, uitați, și o echipă bine îmbrăcată, ne-a adus Aurel aici un tricou în care evoluează AFC Băneștiule, dar toate aceste abonate, Aurel, contează la o echipă cu pretenții. Da. Iar eu cred că AFC Băneștiule vrea să se înscrie în această categorie. Ne uităm la trecut. Rezultate foarte, foarte bune. Colaborări cu oameni importanți, ne aducem aminte, de Marius Vișan, de Claudiu Dumitrescu, printre alții, au mai fost și alții. Orice amănunt spuneam, în organizarea unei echipe contează. Da, într-adevăr, așa este. Îmi place să fac lucrurile foarte bine și să am oameni lângă mine, numai oameni de calitate și de valoare. Îi găsim și la Liga A, îi găsim. Și mai găsim și la Liga A. Acum, după ce m-am întors după 5 ani la echipă, l-am tras pe prietenul meu, Ninel Dinescu, zis Baba, lângă mine. Fost jucător al echipei? Fost jucător al echipei. Poate și juca Ninel apărător, parcă, nu? Sau? Nu, mijlocaș. Mijlocaș? La creație, Ninel? Mijlocaș central. Mai dădea goluri? Nu prea. Era acolo. Mai dădea. Când trebuia, nu? Când trebuia, da. Echipa de conducere deși a revenit. S-a reunit echipa de conducere tradițională, oarecum. Da, a venit și el. Mai avem un băiat care e și lângă noi, Costel Tuțică, care a rămas vicepreședinte din fosta conducere. Și împreună vrem să facem lucrurile cât putem de bine.
Dragă Bobby, două antrenamente pe săptămână, nu? Este obligatoriu prezența jucătorilor. Bine, că mai au și probleme, de multe ori nu pot veni, dar pare să fie suficient totuși la Liga Prahova, deși cred că ai dori mai mult, dar... Cu siguranță ne-am dorit mai mult, pentru că în două antrenamente nu poți să te exprimi, să poți să cuprinzi. Ce și facem cu cei care nu faci un antrenament? Bine, e treaba lor acolo. Exact. Să știți că am mai avut probleme de genul, dar s-au autoeliminat singuri. Adică încercăm să creăm o regulă pentru toată lumea, o regulă pe care trebuie respectată. Da? În primul rând te respect pe tine, respect programul echipei, te încadrezi în programul echipei. Randamentul... Nu este nimeni din tipare, pentru că... No, disciplina de obicei te ajută foarte mult. Te organizează foarte bine, poți să-ți exprimi anumite puncte de vedere în care le lucrezi. Absolut orice. Să se bat acolo în exprimarea echipei pe cazonă. Dar spunea prieten că indiferent de postura pe care o ocupi, președinte sau antrenor, nu este întotdeauna cum vrei. Iar dacă ne referim la Bobby Codreanu, perioada bună petrecută la Băicoi, iată la Bănești aici în 7 etape, 19 puncte, însă între aceste două experiențe Bobby a fost și Văleniu, unde lucrurile nu au mers chiar așa. Bine, nu e obligatoriu să meargă peste tot, nu? Da, corect, nu este obligatoriu să meargă peste tot. Dar înainte de asta, deci aș completa, ai mers la echipe totuși cu pretenții. La Băicoi atunci cu Daniel Spiridon, ok, Văleniu totuși o formație cu pretenții, acum la Bănești, dar la Văleni n-a mers la nivelul așteptat. La Văleni a fost un subiect mai aparte și, sincer să vă spun, nu știu dacă mi-ar face plăcere să vorbesc pentru că... Dar oricum te-a marcat și ai învățat. Da, am avut ceva de învățat, foarte multe lucruri și... Practic, sincer să vă spun, nu o să mai fac compromisuri. Ce am făcut la Văleni, am făcut foarte multe compromisuri. Pentru ce? Pentru niște oameni care erau acolo la vertebrală, cum îmi place mie să spun. Da, toate că jignesc pe cineva, știu ei despre cineva. Da, tu ai lucrat acolo și eu am încercat să țin grupul foarte omogen, da, foarte omogen. Au fost băieți care au caracter în continuare, sunt băieți care mai sunt la echipă, dar au fost și niște lucruri pe care... Nu face plăcere să mi-l aduc aminte. Da, spuneam prieten că de fiecare dată lumea fotbalului județean este foarte, foarte complexă. Iar Aulen Covric, pe care știu de foarte multă vreme, credeți-vă ce spun, eu, care m-am învârcat și ei de altfel în fotbalul mare, pentru că Aurel, ca și Bobby, sunt prezenți la Petrolul la mai toate meciurile, este un președinte uns cu toate alifiile, Aurel Covric. Nu scapă nimic și mi-aduc aminte de o partidă importantă, Aurel, putem să spunem treaba asta, înaintea unui joc în care tu ai atras atenția jucătorilor tăi, pentru că probabil și aici, pe plan județean, mai sunt anumite mixturi, niște telefoane, ceva de genul ăsta. Ai atras atenția jucătorilor într-un mod cu totul și cu tot aparte. Da, așa este. S-a întâmplat la meciul cu Boldeștiul. Înaintea meciului de Boldești, noi joia de obicei facem o analiză a jocului care urmează. Luăm în calcul toate datele, discutăm, da? Discutăm cu jucătorii, le transmitem ce e de transmis și... Trebuie să pun și ce l-ai transmis atunci, Aurel? Că s-a văzut rezultatul. Ce să, că trebuie să câștigăm. A, doar atât? Dar presiune, a spus că nu punem presiune, dar nu punem. Nu, dar ai atenționat jucătorii în privința unor eventuale inițiuni, da, înainte de această partidă, pentru că nu probabil te gândești, Aurel, că echipele cu pretenții din campionat mai încearcă, nu știu. Da, nu știu dacă chiar era cazul să încerce la Bănești. Dar atras atenția. Dar eu le-am atras atenția. Domnule, n-ar fi frumos să ne facem de râs, tocmai din contră. Voi aveți de câștigat să bateți echipa după locul 2, numai voi aveți de câștigat. Și voi o să ieșiți în față. Nu eu ca și conducător, și el ca și... Voi intrați în teren. A prins bine mesajul, am câștigat. Toată lumea mulțumită. Repetăm scenariu la o altă partidă, la fel de importantă. Găsește, Aurel, de fiecare dată ingrediente de a mobiliza echipa. Bobby, cât contează prezența unor jucători atât de experimentați? Iată portarul Petru Marinache, care vine și el de la nivel de Liga 3, Ovidiu Gheorghe, un stâlp al apărării acolo. Ionuț Filip, pe care cred că Bobby Codreanu l-a avansat în linia de mijloc, i-a găsit un post acolo important. Iată și o voială și vorbim de axul central. Jucători care înțeleg mult mai repede probabil ceea ce le cer, iar cei mai tineri au ce învăța de la ei, nu? Cu siguranță, jucătorii cu experiență sunt benefici în orice echipă. Structurând așa un pic, întotdeauna, din punctul meu de vedere ca și antrenor, eu încerc să-mi stabilizez cât de cât axul central. Jucătorii cu experiență, prin și denumirea cuvântului experiență, pot ajuta ceilalți colegi mai tineri, da, prin diferite metode pe care știm cu toții că sunt benefice, da, vorbim constructiv, cu experiența pe care o au. Da, din punctul meu de vedere, chiar vorbeam de că l-ați pomenit pe Filip, că este comentatorul echipei, așa îi spunem, da. La fiecare fază. Bine, comentează dând o nuanță bună, da, echipei, da, da. Adică de un bun, da, exact. Da, la un moment dat a venit și mi-a spus: profesore,
tu mi-ai găsit post, eu trebuie să mă reapuc de fotbal. De ce? Da. Zic, m-ai pus mijlocaș central. Zic, acum te am dat, acolo te văd eu. Vedem mai târziu ceea ce se întâmplă. Așa, tot cerebral așa, da, experimentat, da, cu experiență care te poate ajuta. Da. Bă, bine, dar n-am spus cu cine lucrezi totuși la FC Bănești, că da, doar nu singur. Jucătorii cu experiență sunt și în preajma ta. Sunt și în preajma mea jucători cu experiență. Este și Dinu Alink, care mai vechi, este mai vechi, da, de junior. De junior, da. Toți cei care sunt pe lângă sunt foarte importanti. Începem cu domnul magazinier Emil, toți cei care se ocupă de teren, toți suntem importanti. Că fără dâns și nu se poate face absolut nimic. Așa cum spuneai tu, știi că am trebuit să toți pierdem. Exact. N-a fost cazul în acest retur. La... Și sperăm să fie cât mai greu. Da, da, pe ce bănești. Aurel, victorii la două victorii e o stare de bine, evident. Și când te duci la cei care finanțează, arăți clasamentul, arăți parcursul, pare să fie mai ușor. Intri altfel în birou acolo, nu? Când vezi parcursul ăsta al echipei. Așa e. Ai avut și perioade mai neplăcute în care nu prea călcai pe acolo. Așa e, într-adevăr, că victoriile aduc victorii și până acum avem un parcurs foarte bun. Sper să ne țină cât mai mult. Sunt conștient că o să vină și o perioadă mai nefastă pentru echipă. Trebuie să știm să trecem. Bobi nu cred că e de acord că o să vină? Cu siguranță. Nu vreau să vină. Păi și eu am zis că vreau să vină cât mai târziu. Știu că la Bănești se joacă și pe prime. Nu s-a dat peste cap niște socoteli băieții ăștia cu parcursul ăsta, nu? Nu. Ești pregătit? Nu-i problemă. În toate punctele de vedere. Numai ei să-și facă treaba, băieții să joace. Ei sunt actorii principali. Noi, eu îmi fac treaba cum pot. Pe partea mea, el pe partea lui, iar ei când intră în teren, ei trebuie să-și facă treaba. Păi știu, dar vin la ușa acolo, deci ești pregătit. Ușa biroului e deschisă, ai voie? Ușa biroului e deschisă și facem față la orice. Da, vorbeam de o echipă, da, bine sprijinită de factorii locali. Baza sportivă Aurel, realist vorbind, față de multe altele din județ, nu este foarte competitivă. Știu că se vorbea la un moment dat de posibilitatea cosmetizării. Ați făcut niște lucruri interesante pe acolo. În primul rând, câmpul de joc arată mult mai bine. Dar mai e nevoie de îmbunătățire. Într-adevăr, clar. Așa este. Și baza sportivă trebuie îmbunătățită și împrejmuire și tot. Suntem în discuție, adică cu primărie, cu Consiliul Local, să ne apucăm în vară de baza sportivă. Să o cosmetizăm. Să o cosmetizăm puțin la cât de mult putem. Da, Bobi, vorbeam de această companie atât de selectă la nivel de antrenori. Se vede la Liga Prahova preocuparea asta, jocul pentru multe echipe. Arată faptul că se lucrează, vedem niște stiluri de joc definite, idei clare, că nimic nu pare să fie întâmplător sau n-ar trebui. Cu siguranță în el se vede, pentru că sunt jucători cu antrenori pe care i-ați... Și dacă ne uităm mai în spate, și pe acolo găsim... Da, care dintre ei au jucat la un nivel înalt și având antrenori cu experiență și antrenori cu mare valoare, pot pune în practică anumite idei pe care se bazează, practic, fotbalul din ziua de astăzi la echipa respectivă, unde sunt ei. Oricum, urmărești fiecare adversar, știi foarte bine punctele forte, punctele mai puțin favorabile, exact, pentru a fi exploatate la ora partidei, exact, directe. Da. De obicei, cam așa sunt alegerile pe care le fac, da, de obicei analizez adversarul în momentul când pot. Mai vă mulțumesc pe această cale și cu... misiunea pe care le faceți, da, și cu filmările pe care le realizați. De multe ori sunt preocupat și prins cu alte lucruri, tot de fotbal legate, dar mă ajută foarte mult să vizionez adversarul sau viitori adversari. Da, într-adevăr, analizăm fiecare detaliu, contează, detaliile mici contează, cum să spun, sistem de joc, puncte forte, puncte mai puțin slabe, da, cam zonele în care putem ataca, exact, putem, da, specula acolo. Faze fixe, sunt multe lucruri pe care se pot discuta. Mai tot mediul, da, pregătirii, da, unei partide, al știu jucătorii de la FC Bănești. Aurel, în această perioadă în care ai stat în afara terenului, ca și președinte, dar activ, te vedeam peste tot, ai avut și alte variante. Ai fost căutat de a merge în altă parte, însă ai tot așteptat parcă perioada în care să revii la Bănești. Păi, da, te lești doar de Bănești, Aurel? Așa e. Sau cel puțin deocamdată, hai. Așa e, Ionel, într-adevăr, am mai fost în discuții cu câteva echipe pe care nu vreau să le dau nume acum, dar... Nu te-au convins? Nu că nu m-au convins. Dai seama, sufletul meu și toate e la Bănești. Dacă eu acolo am crescut, acolo am jucat... Ce poți să ai jucat, Aurel? Păi, Ionel, acum când le spui la un băi, joci fundaș dreapta, nu fundaș stânga, păi nu poți să dau, când vine nu știu cum, băi, nu e, e fotbal. O dată ce intri în teren, dacă, indiferent te pune antrenor, trebuie să joci, că e fotbal. Deci eu jucam fundaș central, mijlocaș central, fundaș stângă, fundaș dreapta. Ce era nevoie?
ce era nevoie. Mă sacrificam pentru echipă. Nu am fost mare talent, dar prin munca și ambiția care am avut-o, am reușit să... Până la ce nivel au rău? Până la Liga 4 sau ai jucat? Păi am început undeva prin 80-82 la Flacăra Oțelul Câmpina. Junior, în zona acolo, da? În zona, da. Echipa era la Câmpina pe vreme. Așa am prins după aia junior în teren, că tot așa venise regula cu junior în teren. Când jucam, când nu jucam. După aia a venit Revoluția și s-a terminat. Cariera de jucător? Nu, cu echipa de... Cu echipa, a, da. Cu echipa, atunci... da. Atunci toate erau de întreprindere. Și am venit la Bănești. La Bănești am avut o perioadă când echipa s-a desființat. Am plecat undeva pe la Bordeni. Tot la Bordeni am fost la Unirea Câmpina. Și m-am reîntors la Bănești. După ce m-am lăsat de fotbal, m-am băgat în conducere. Ușor, ușor am stat în spatele la alți conducători. Și mi-a plăcut Bobby, să învăț. Bobby, scuză-mă, un tip mai realist. Că meseria asta de antrenor e grea. Aurel, din jucător, președinte, manager. Cel care schimbă antrenorii. Aici a depins de rezultate, președintele, președinte, nu? Nu este o problemă. Rezultatele țin pe antrenor. Da. E adevărat, e o meserie foarte pretențioasă, să se recunoaște. Da, într-adevăr. Dar este și plăcut. Ca președinte ești longeviv, ca antrenor. Este. Mai greu. Și antrenor poți să fii longeviv. Păi poți, dar să vorbim românesc, vorbim de... Da, corect. Vedem eșecul și plecarea antrenorului. O meserie foarte pretențioasă, să recunoaștem. Da, într-adevăr, este o meserie foarte pretențioasă, dar... Dar frumoasă. Exact. Exact. Asta este cuvântul. Exact. Da, oricum intrăm în abonute în partea a doua, prieteni, legat și de alte activități pe care le are Bobby Codreanu. Profesor de sport, este și proprietarul unei școli de fotbal. Activitate intensă pentru Bobby și pentru Aurel Covri. O scurtă pauză, încheiem aici prima parte a emisiunii noastre, prieteni, dar ne întoarcem imediat cu alte subiecte interesante legate, evident, în primul și în primul rând, de AFC Bănești Turleta. Așadar, prieteni, Liga Reușită, o emisiune care s-a născut prin dorința de a scoate în prim plan personalitățile. Putem folosi clar acest cuvânt din lumea Ligii a Prahova, cu precădere. Ne vom aplica la timpul potrivit, probabil, și asupra eșalonelor inferioare. Am început acest demers cu responsabilii de la AJV Prahova, Silviu Crângașu și Cătălin Popescu, și am mers în ordinea clasamentului, ajungând, iată, în această seară la AFC Bănești Turleta, o formație cu un parcurs remarcabil. În retur, 19 puncte din 21 posibile. Ne explică acest parcurs excelent Aurel Covric, președintele grupării, și Bobby Codreanu, antrenorul principal. Întoarcem, Aurel, partida de la Unirea Cocoroștii Colts, favorită certă, echipa pe care o conduci. Până la urmă nu mai contează, o victorie la limită, dar trei puncte importante care au conturat acest parcurs de până acum. Da, așa este, într-adevăr. O victorie la limită, pot să spun așa, 1-0. Cu toate că am avut multe ocazii de a marca, nu am marcat. Am avut și câteva indisponibilități, cum ar fi Ovidiu Gheorghe, capitanul echipei, Ionuț Filip, care a avut cartonaș roșu, și Justin Șovoială, accidentat cu meciul cu București. Exact, axul central. Dar cei care au intrat și au făcut treaba și au câștigat. Obiectivul ăsta era să câștigăm cele trei puncte, să ținem parcursul. Pasul. Să ținem parcursul echipei care am plecat în prima etapă de la Văleni, unde am scos un rezultat bun de egalitate. Pentru noi a fost ca și o victorie. Veneam după o lună de pregătire. Am avut situații care să... Veneam după o lună de pregătire și cu mulți jucători noi. 15 jucători din 19... Totul din mers așa. Asta arată fără, dar ce poate pricepere. Da, într-adevăr, așa este, dar am adus câțiva jucători cu experiență și cu calitate, care ne ajută foarte mult. Se vede bine exprimarea lor. Da. Bobby, spuneam așa de organizarea ca antrenor, vorbeam noi și în pauză de foști atacanți importanți
care acum, ca și antrenor, pun accent în primul rând pe faza defensivă. Iată că AFC Bănești Turleta are o siguranță incredibilă. În 7 partide, un singur gol primit. Ce se întâmplă acolo? Beton, apărare beton. Ne bucură faptul că am primit un singur gol în decursul acestor etape. Bine, și era la Văleni, în prima etapă, nu? Da, Văleni, și ăla, da, singurul a fost. Sperăm în continuare ca, virgulă, portițele să fie închise. Da? Da, într-adevăr, lucrăm la antrenamente, lucrăm faza defensivă, încercăm să adăugăm și cât un pic la finalizare, că trebuie și finalizare, dacă fotbalul se joacă și pe goluri, dar în primul și în primul rând nu trebuie să iei gol, plecând de la principiu. Deci de aici pleacă strategia lui Bobby. Nu iei, dar de dat poți să dai. Există posibilitatea să dai. Găsim noi varianta de amar, să nu primim. Cu siguranță găsim, da. Important este să nu primim gol. Având în vedere că avem și câțiva jucători cu experiență, cum am spus și mai devreme, reușesc nu numai prin așezarea în teren să priceapă ceea mai repede lucrurile pe care le... Asta mi-am și dorit, practic, da. Să fie jucători care sunt cu experiență. Experiență ce înseamnă? Experiența de-a lungul anilor până le-au jucat, pot să... Interpretez anumite lucrurile, da, pot să ajute colegii de lângă, mai tinerei, pe care trebuie într-adevăr să asculte un pic și de ei, nu? Mai mult ca sigur trebuie să facă chestia asta. Da? Și ușor, ușor să ajungem, pentru că nu suntem, sincer vă spun, nu suntem unde vreau eu, deci nu suntem. Dacă a fost maxim până acum, unde mai mult de atât? Da, la două puncte pierdute. Eu nu pot să zic acum, aș poate ziceți că tot și pe domnul antrenor ce idee are și nu. Într-adevăr, n-am primit goluri, dar au mai fost nesincronizări, sunt în continuare. Dar la nivel de Superliga, am mai avut discuția aceasta, da, cum făceam noi analiza care, pentru meciul următor și marțea pentru meciul care l-am avut. Că tot timpul unii dintre jucători mai spuneau, da, profesor, dar de ce nu scoatem în evidență și lucrurile bune? Acele bune lucruri trebuie să se repete, iar ceea ce trebuie să scoatem în evidență sunt lucrurile negative, pentru că acelea trebuie să le reparăm, să învățăm din greșeli. De la o etapă la alta. Exact. Deci înseamnă că echipa va arăta, prieten, mai bine de la o etapă la alta. Aurel, Bobby recunoaștea cu franchețe că totuși nu s-a așteptat la acest parcurs. Tu erai încrezător, dar probabil că nici tu nu te gândeai că după 7 etape să pierzi doar 2 puncte și acelea chiar la Văleni, acolo unde echipa știm cu toții cam ce forță are, cam ce jucători a adus. Într-adevăr, și pentru tine cred că este peste așteptări. Da, e într-adevăr, eram... Încrezător, da, dar parcă nici chiar așa. Nici chiar așa, da, dar asta e numai munca băieților, că ei au dus echipa aici unde este și ei au obținut punctele care au obținut. Eu îmi fac treaba pe partea mea cât pot de bine, iar ei trebuie să demonstreze în teren parcursul bun al echipei până acum. Da, Aurel, știm că în fotbalul românesc, indiferent de nivel, cei care finanțează, primarii, patroni sau cea de genul ăsta, se bagă și clar în viața echipei. La tine a fost o condiție să revii, faptul să fii lăsat să lucrezi așa cum știi tu și cum ai demonstrat de-a lungul anilor. Care este relația cu primarul din Bănești? Cum decurge această colaborare? Drept dovadă că m-am și întors la echipă. Dacă nu aveam o relație bună cu domnul primar și primărie, Consiliul Local, nu mă mai întorceam. Dar, în general, eu sunt un tip foarte căpos. Mi-e place în sensul bun al cuvântului. Îi presez. Îmi place să fac lucrurile cât pot de bine și să nu se bage nimeni peste mine. Cum nici eu nu mă bag peste nimeni, nici peste mine. Eu mă analizez singur. Constructive, clar. Nu, eu mă analizez singur. În caz că la mine nu e bine ceva, eu pot să fac pasul în spate sau să ridic mâna. Da, pot să fac pasul. Da. Pot să fac pasul în spate dacă eu văd că nu pot să fac ceea ce trebuie și să iasă lucrurile cum trebuie. Bobby, o echipă cu pretenții, AFC Bănești Turleta, vedem prin ceea ce se întâmplă. Bobby Codreanu, profesor de sport, patron, proprietar de școală de fotbal, antrenor la Petrolul. Bobby, când le faci pe toate, întrebarea este logică. Da, după cum v-am spus, îmi place să mă organizez. Și organizarea este mama succesului, ca să zic ea, succesului. Într-adevăr, sunt prins în foarte multe proiecte, dar ușor, ușor trebuie să reducem din ele, pentru să ne limităm la ceea ce... Cele de succes. Exact, de succes și care îți face plăcere până la urmă. Bine, încă nu mi-ar face plăcere, Doamne ferește, m-am greșit. Ideea este că în așa fel încât să poți să lucrezi, să mai poți să ajungi și acasă, practic, familia, știți cum e, cam lăsată. Familia pe stadion, până la urmă, asta da, facem noi. Familia suntem, echipa unde suntem noi, exact. Cealaltă familie. Aceea e cam neglijată și mai avem și copii pe acasă, știți cum este. Fructul, frumusețea, acolo este când vine copilul, te ia în brațe, tati, ce faci? Bine ai venit.
Și este da. Momentele cele mai frumoase, dar să știți că nu este departe de această postură prieten și Aurel Covric. Și spun asta că ne găsim unde nu te aștepți, îl găsești pe Aurel Covric, că e Superliga, că e pe la Borden, că e pe la Târșorul Vechi, la Petrolul nu mai zic, și pe unde mai umblă și la tine Aurel, cam asta, e fotbalul, se ocupă cam tot timpul. Fotbalul, da, e pasiunea mea și de câte ori am ocazia la fiecare meci și timp sunt prezent. Da, mi se pare că ai și un șofer de lux, nu? Daniel Spiridon, care da. Te transportă peste tot. Îi place, evident, și dumneavoastră și face parte din această familie fotbalistică de la voi. Da, și am mai avut încă un prieten drag nou tuturor care l-am pierdut. Da, din păcate, vorbim de Robert Săvolescu. Dumnezeu să-l ierte, care ne pare rău de tot, a plecat de lângă noi foarte, care vorbeam zilnic cu el și la toate meciurile eram împreună. Da, chiar și voi ne-am găsit ultima oară, ne pare rău să vorbim așa la timpul trecut. Da. Ne-am găsit cu Aurel prietena Comarnic, acum vreo 3-4 săptămâni, nu? Chiar înainte, din păcate, decesul lui Robert Săvulescu și chiar comentam împreună acolo ce stare bună de spirit avea și Robert, evident, și Aurel, că tot vorbeam de prezențele la aceste partide. Și e normal, totuși, ca președinte, nu? Și ca antrenor să vezi acolo, la fața locului, viitorii parteneri. Apropo de asta, prieteni, știți că de fiecare dată, grație pe PH Sport și mulțumim pe această cale din nou, avem și imagini de această dată de la două partide din această etapă interesantă din Liga Prahova și ne îndreptăm mai întâi în curtea liderului CSO Băicoi, echipă care trece tocmai de AFC Brăila, o formație care din păcate nu se regăsește după decesul dragului nostru prieten Robert Săvulescu. Ei bine, n-a fost deloc o formalitate pentru echipa care conduce în acest moment ierarhia. Ne spunea și Bobby Cotraianu ca și Aurel că sunt adversari, evident cotații mai slabi, care încearcă la ora partidei și de multe ori reușesc să dea totul pentru a încurca favoriți. Ei bine, vreme de o repriză, câtă vreme bateriile i-au ținut și pe cei de la AFC Vrebu. Reamintesc, prieteni, o echipă care nu se antrenează, jucătorii se întâlnesc doar la ora partidei, dovadă că la pauză era 0-0. Însă, valoarea net superioară a lotului pe care îl are la dispoziție Valentin Lazar, antrenorul jucător al echipei din Băicoi, s-a văzut foarte clar în repriza a doua, când au început să apară golurile, care au dus până la urmă la această diferență logică, să spunem, 3-0 pentru CSU Băicoi. Cristian Gavrilă, experimentatul mijlocaș, a deschis drumul către victorie. A venit mai apoi și Florentin Puiu, o achiziție interesantă în această iarnă la echipa din Băicoi, care a dus scorul la 2-0. E bine, încheierea aparținului lui Dănuț Iancu, un jucător care era obișnuit să marcheze în general pentru CSU Băicoi în partidele din deplasare. Mi-aduc aminte dubla de la Comarnic și golul atât de important în derbiul de la Boldești cu CSO. Dănuț Iancu reapare și el pe lista marcatorilor și un 3-0 care confirmă la acest moment diferența dintre cele două echipe. CSO Băicoi păstrează distanța față de CSO Boldești, echipă care spuneam a câștigat și ea la scor 4-0 cu CS Cornu, altă formație care nu prea se regăsește în această perioadă, toate golurile boldeștine fiind marcate după pauză. Distanța dintre CSO Băicoi și CS Boldești rămâne de 6 puncte, însă în continuare competiția este atractivă la nivel de vârf. Evident, favorită este trupa pregătită de Vali Lazar, campiona județului Prahova, indiferent care va fi, va da piept la meciul de baraj, la dubla de baraj cu reprezentanta județului Giurgiu, unde și acolo lupta pentru supremație este una foarte, foarte importantă. CSU Băicoi, la rândul ei, ca și Băneștiul, confirmă, are un parcurs de maximă regularitate și deloc surprinzător pentru trupa condusă de Toni Ioniță și Octavian Jinga. Este pe prima poziție a clasamentului. Trec etapele, iar CSU Băicoi își păstrează prima șansă în câștigarea campionatului. Am văzut așadar imagini de la partida de la Băicoi, acolo unde liderul învinge 3-0 pe AFC Brebu, toate cele trei reușite fiind marcate în repriza a doua. Ne mutăm acum la un alt meci foarte, foarte interesant și cu pregătere și invitații noștri în această seară. Urmăresc atent, este vorba de Progresul Drăgănești, CS Câmpina. Progresul Drăgănești, vom vorbi la momentul potrivit, este echipa care va vizita Băneștiul sâmbătă într-o partidă care se anunță interesantă, pentru că și trupa pregătită de Daniel Toader și Marius Matei arată foarte bine în această perioadă. Câmpina, formație condusă de Claudiu Dumitrescu, un cunoscut nu al celor doi, cu pregătirea lui Aurel Covric, și condusă și de Mugurel Dedu, ambii antrenori fiind și pe gazon, a fost depășită net de o formație gazdă aflată din nou într-o zi excelentă. E adevărat că diferența, cel puțin până la pauză, s-a făcut grație a două eurogoluri marcate de Ionuț Oprea în vincul din dreapta al porții apărate de Antal, nimic de făcut de portarul câmpinan.
Pentru că avem final de prima repriză, o altă reușită de Generic TV, Vlăduț Badea de această dată, un alt jucător cu mare experiență care evoluează pentru Progresul Drăgănești, pune balonul în vincul din stânga porții adverse cu o lovitură liberă executată perfect de la aproape 30 de metri. Claudiu Dumitrescu și Mugurel Dedă au recurs la diferite modificări în formula de echipă pentru a reintra în joc. Au fost și câteva situații bune pentru câmpineni, însă, demarcat în repriza a doua, au făcut-o tot jucătorii de la Progresul Drăgănești. O nouă lovitură liberă a celuiași Vlăduț Badea, deviată, nefericit, în plasa propriei porți de Amar, un jucător intrat pe parcurs, l-a păcălit acolo pe portarul Antal și s-a făcut așadar diferența dintre cele două echipe, 3-0. Progresul Drăgănești a confirmat și victoria din tur. A fost 5-2 atunci la Câmpina. Ionuț Oprea, 3 goluri. George Oprea, un gol și Vali Popescu. Și vorbim de tripleta ofensivă de certă calitate pe care o are la dispoziție Daniel Toader și secundul acestuia Marius Matei. 5-2 la Câmpina, 3-0 așadar acum pe teren propriu. Și Drăgăneștiul este bine înscris acolo în cursa pentru locul 6. În schimb, dezamăgire mare la Câmpina, vorbeam după partidă cu antrenorul principal, Claudiu Dumitrescu, era extrem de abătut de prestația generală a echipei sale și din acest punct de vedere vorbim și cu invitații noștri, prietenii, făceam această diferență între Câmpina care evoluează pe teren propriu doar pe teren sintetic și partidele din deplasare care se desfășoară pe iarbă, aici chiar au găsit un cadru destul de bun, cei de la CS Câmpina, terenul de la Drăgănești s-a prezentat ca mai de fiecare dată în condiții bune. Era extrem de dezamăgit Claudiu Dumitrescu, spunând probabil așa la cald, după meci, că va trebui să fac ceva schimbări, urmărim și noi atent ce se întâmplă în continuare. O echipă frumoasă, de altfel, așa cum este CS Câmpina. Dincolo, formația gazdă se și gândea și la partida importantă din sferturile de finală ale Cupei României, miercuri cu CSU Teleajenul Valenii de Munte și vom vedea cum poate gestiona această săptămână Progresul Drăgănești, trupa condusă de Nicușor Mărgărit, pe care îl salutăm și cu acest prilej. Victorie importantă, 3-0 cu CS Câmpina. Vine meciul important cu CSU Teleajenul Valenii de Munte. Echipa din Drăgănești se gândește, evident, să câștige pentru a face pasul mai departe în această competiție. Iar la finele săptămânii vine un nou joc de certă atracție. În fața unei echipe aflată în formă la Bănești, echipă reprezentată aici la Liga Reușită în această seară de președintele Aurel Covric și respectiv Bobby Codreanu, a arătat bine Progresul Drăgănești cu pregătire pe faza de atac, însă n-am putea neglija nici defensiva. Dincolo, câmpinenii care i-au avut în teren pe ambii antrenori principali, Claudiu Dumitrescu și Mugurel Dedu, nu s-au regăsit. Au fost câteva încercări cu șuturi de la distanță, însă are Drăgăneștiul la acest moment, ca și a FC Băneștureta, un portar în mare formă, acest Alex Tudor, pe mine unul m-a încântat, ținând cont de faptul că are doar vreo metru și vreo 60, 1,65 m. Iar când finanțatorul echipei din Drăgănești îmi spunea o să vezi un portar de calitate, i-am replicat, recunosc cu franchețe, cred că nu este acesta pe care îl văd. Ba da, el este Alexandru Tudor, la 34 de ani, are niște prestații extraordinare. Echipa din Drăgănești, ne referim la ea, are și un portar de rezervă de același nivel, George Obsea. Ba mai nou, iată preocupările care se regăsesc la nivel județean, inclusiv la Bănești și la Drăgănești, au adus la formația lui Nicușor Mărgărit și un antrenor de portari. Ștefan Barbu, cel care trecea cândva și pe la Petrolul, a fost cooptat în lot și echipa din Drăgănești are în acest moment și un antrenor de portar care va putea intra și pe gazon atunci când situația o va cere. Păcat spun în continuare că CS Câmpina nu își poate permite mai mult, al doilea municipiu prahovean, însă dacă ne uităm și la Ploiești, lucrurile sunt la fel. E adevărat că la Ploiești proiectul lui Daniel Chiriță este unul privat și pune accent doar pe creșterea unor tineri jucătorii la Câmpina, într-adevăr, poate că viitorul va arăta mai bine. Asta a reieșit din dialogul pe care l-am avut înainte de meci și după meci cu Claudiu Dumitrescu și Mugurel Dedu, doi oameni importanți cu trecut, inclusiv de Primă Ligă, care se ocupă de soarta aceste echipe. Două echipe frumoase așadar pe care le-am văzut la lucru. Mulțumim pe Hasport, mulțumim Mihai Văcilă pentru aceste imagini pe care le vedem. De această dată am avut și șansa de a urmări alături de telespectatorii noștri fideli, din ce în ce mai mulți, din fericire, două spectaculoase goluri marcate de Ionuț Oprea și respectiv Vlăduț Badea. Așadar, imaginile de astăzi au fost de la cele două partide. CSU Băicoi, FC Brebu 3-0, Progresul Drăgănești se Câmpina 3-0 și ne întoarcem, prieteni, la invitații noștri din această seară. Așadar, Aurel, am văzut imaginile de la Drăgănești. Partida care urmează este din nou una dificilă. FC Bănești, Progresul Drăgănești, un joc deja așteptat cu interes de ambele echipe. Da, într-adevăr,
sâmbătă întâlnim Progresul Drăgănești, o echipă, zic eu, bună campionatului, drept dovadă locul pe care îl ocupă, nu întâmplător. Dar ținând cont că jucăm acasă, eu personal îmi doresc decât victorie. Bobby, cred că ești pe acest principiu de undă. Te-aș întreba, eu n-am mai fost recunoscut de multă vreme la Bănești pentru că nu-mi permite programul sâmbătă dimineață. Aurel știe când puteam, ajungeam cu cea mare plăcere și pe la Bănești. Publicul acolo, Bobby, știu că era pretențios. Eu am văzut foarte multe episoade de-a lungul timpului. Antrenori contestați, chiar și președinte contestat la Bănești, nu e simplu de lucrat. Acum mai vin suporterii, sunt acolo în tribune, se simte, știu eu, atașamentul lor. Cu siguranță, da, vin, tribuna este la fiecare meci acasă plină, da, suporterii, parcă și acum imaginez, sunt undeva în partea stângă a tribunei, da, vin, încurajează, sunt alături de noi, ne sprijină, un lucru benefic pentru noi, da, în momentele mai puțin bune de joc, fiecare echipă mai are câteva momente și mai puțin bune, ei susțin, vin cu aportul lor, ceea ce se și vede, relația dintre noi de echipă și suporteri este ok, nu sunt probleme, avem rezultate, deocamdată suntem ok, suntem bine. Rezultate totul nu este... Nu poate să spună acolo. Poate spune și Aurel, Aurel, a fost mereu chiar așa lată și miere în relația asta cu suporterii. Și tu ai fost contestat și alți antrenori care n-au avut viață ușoară și mi-aduc aminte de experimentat un Florin Stănciuiu, trecut pe la Bănești, care nu prea a fost așa primit bine de galerie, nu? Într-adevăr, lumea e pretențioasă. Echipa a fost tot în fiecare an, în primele 5, să nu mai spun în primele 3. Ei s-au învățat cu rezultate și s-au mai învățat cine vine la Bănești să nu câștige. Să nu câștige oaspeții. Să nu câștige oaspeții, da. Cine vine ca și oaspeți să nu câștige. Și de cauza asta se mai creează fel și fel de... Dar acum suntem pe un drum bun, toată lumea e alături de noi, primărie, Consiliul Local, toată lumea... Suporteri. Suporterii vrem să facem lucrurile cât... putem de bine. Da, apropo de asta, când vorbeam prieteni de partida care urmează dintre AFC Bănești Oleta și Progresul Drăgănești, hai să dăm citire etapei generoase care urmează în Liga Prahova, runda cu numărul 25, CS Cornu, Unirea Cocoroștii Colț, CS Câmpina, CS Oboi Coi, cu siguranță un test important pentru lider, va căuta revanșa CS Câmpina după eșecul la scor suferit la Drăgănești. AFC Bănești, Progresul Drăgănești, clar o dispută atractivă, sâmbătă dimineață la Bănești. Vom vedea dacă ea va fi transmisă în direct de pe H Sport. Sunt discuții între conducerea celor două cluburi, cel puțin deocamdată nu s-a ajuns la un numitor comun. Zâmbește Aurel, vom vedea dacă partida va putea fi urmărită. CS Oteleaj în CS Brazi pare o formalitate pentru echipa din Vălenii de Munte. AFC Brebu, Unirea Urlați, șansă mare pentru echipa condusă de Cătălin Tănase de a regăsi după multă vreme victoria. Ce se Mănești, ce se Oboldești, și aici vorbim de o misiune dificilă la Mănești, unde nu se câștigă deloc ușor. Avântul Măneciu, ce se Comarnic, greu încercată echipa lui Mihai Mușa, are și acum o misiune dificilă. Au fost câteva implanturi de jucători acolo care n-au adus aportul în puncte, pentru că evoluțiile nu au fost departe de așteptări. Petrosport, Voința Vorbilău, iar Petrolul 95 în această etapă stă. Bobby, unde se oprește AFC Bănești? Parcursul de până acum te obligă și vă obligă. La sfârșitul campionatului. La nivel de puncte. La nivel de puncte, da. Încercăm să acumulăm cât mai multe puncte. E greu de gestionat o perioadă de genul ăsta, Bobby, când echipa adună victorii. Adică se instalează așa o stare oricum de euforie, de încredere, nu? Nu, eu cred că băieții sunt cu, ca să zic așa, cu picioarele pe pământ. Nu, într-adevăr ne bucurăm de momentele bune pe care le avem după partidele, la fel. Sâmbăta ăsta, în cursul săptămânii, de exemplu, marțea, a devenit un obicei la noi ca cineva dintre conducerea, antrenorul, jucător. La un grătar frumos să ne destindem, așa ne socializăm, așa ne împrietenim mai repede. Iată meniul victoriei, da, la Bănești. Ideea este că printre rânduri, ca să zic așa, mai apar și anumite lucruri pe care poate nu le sesizăm. Le discutăm, da. Amical, totul este constructiv, așa trebuie să și fie. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie neapărat să ne concentrăm pe partida care urmează, pentru că cel mai important, da, mai greu joc este cel care urmează. Da. Dar eu sunt sigur, Bobby, că da, pentru antrenor, asta este cel mai important, meciul care urmează. Însă sunt sigur, prieten, că în mintea lui Aurel Covrig sunt deja ideile legate de viitorul sezon. Acum au luat echipa împreună cu Bobby la jumătatea competiției, în iarnă, totul în viteză,
Însă cred că Aurel deja primele ținte sau ceva, idei legate de viitorul sezon, încolțesc în mintea ta și a celor care sunt alături de tine. Da, într-adevăr. Am luat echipa cum am luat-o, am încercat să o punem pe picioare cât am putut de bine. Iar din vară, obiectivul meu personal, să ne batem la primele locuri. Adică primele locuri știu că se primează decât primul loc, dar mie îmi place să fiu în primele trei acolo. Cum zicea Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, locul 2 e primul care pierde. Da. Dar nu știu dacă putem avea ținte chiar atât de... Adică să zic locul 1. E adevărat că poți ridica și tacheta. Bobby deja parcă încărunțește când aude locul 1, 2, 3 pe acolo. Nu, chiar face plăcere. Da? Îmi face plăcere pentru că n-am avut șansa. Când am trebuit să am șansa, a trebuit să mă mulțumesc. Da, să bați! Da. Dar asta e viața. Întotdeauna mi-a plăcut provocările, să știți. Și cu siguranță cred că pot să fac față la nivelul ăsta. Bine, Bobby, și tu, adică ești implicat în foarte, foarte multe lucruri și spuneam, și cred că e normal până la urmă, nici tu nu ești plăcut de toată lumea. Cu siguranță. Jucători, colaboratori, parteneri, eu știu, dar trebuie să ieși bine, onorabil, din fiecare postură, nu? Cu siguranță. În primul și în primul rând trebuie să ai respect cu cel de care vorbești, cu cel care e în contact. Cu siguranță nu o să îi placă la acelei persoane de ceea ce faci sau cum te exprimi, dar important personalitatea să exact, da, fiecare are personalitatea lui, se exprimă cum poate, cum știe, dar din punctul meu de vedere trebuie să ai coloană vertebrală, că îmi place cuvântul ăsta foarte mult, coloană vertebrală. Important, Aurel, erai cunoscut în precedentele tale mandate la Bănești că mai luai niște decizii din astea dure, mai amendai un jucător, mai tăiai pe la contracte. S-a întâmplat așa ceva și până acum? N-ai avut vreun motiv? Ai deranjat pe cineva acolo? Deocamdată nu s-a întâmplat că am avut rezultate. Păi rezultate, dar și disciplina este la aia acasă, adică totul merge bine. Deci, cum am spus, mie îmi place foarte mult disciplina. Asta le spun și băieților, da? Eu îi respect pe toată lumea, vreau să fim respectați și noi, să facem lucruri cât putem de bine, la nivelul nostru, cât putem de bine. La nivelul ăsta, să ne respectăm când venim, chiar dacă nu suntem prieteni cu toți, când am intrat pe poartă la stadion, fiecare, să avem fiecare cu treaba lui, să avem același obiectiv. După aia, viața de zi cu zi e problema fiecăruia, cum să înțelege cu fiecare. Da, din câte știm, Aurel, și poate că a fost și o condiție legată de revenirea ta, se joacă pe prima la Bănești. Da, se joacă. Nu, adică jucătorii știu că au și o recompensă, în afară de banii pe care îi primesc pentru activitatea lor, da. Sunt și prime de joc, nu? Da, se joacă și pe prima de joc. Nu știu câte echipe din Liga joacă pe prima de joc. Cred. Dar la voi este asta? La noi este. N-a fost până acum. Eu când am venit, am venit și cu prima. Ce bine pentru jucători. Va, bine ne Aurel, avem și prime. Ah, ce bine. Da, depinde de noi dacă le luăm. Și prima, de exemplu, acum la Cucurești Colț, le-am promis eu personal de la mine un grătar. Dacă câștigă la Cucurești. Pe lângă prima care trebuie să șoie. Bine, jucătorul se gândește, realist vorbind, Aurel, e atât de mare experiență. Da. Sunt niște chestii normale care apropie combatanții, dar jucătorul se gândește, indiferent de orice nivel, în primul rând la bani. După aceea restul, că eu cred că de ce mai ai dat gretarul, dacă n-ar fi și partea cealaltă, n-ar merge în berea aia, parcă. Uite, Bobby, de acord. Da. Așa e, Bobby. Da, partea materială contează întotdeauna, acum să fim realiști. Dar, cum am spus eu mai devreme, cealaltă parte organizatorică, ghilimele gretarul, ne strânge, ne unește, ne putem spune mai multe lucruri la. Să zic așa, la un greterer. Da, avem noi și noi destui prieteni, nici noi, nici eu nu vă mulțumim. Știu, dar nici eu nu vă mulțumim pe toată lumea, evident, și eu accept și anumite critici constructive, evident. Avem însă și câțiva prieteni care, din păcate, depășesc așa un cadru. Iar noi trebuie să vorbim la obiect, pentru că atunci când lucrurile nu sunt în regulă, amendăm. Însă, pe de altă parte, când scoatem în relief pe cineva, nu înseamnă că avem vreun partipri. Iar aici m-aș întoarce la Aurel Covric și spuneam de abilitatea lui, din câte cunosc Aurel, în partidele importante, grație priceperii președintelui și a potenței, pentru că sunt și bani, a jucat pe prime duble. Adică jocurile foarte importante pentru a-i motiva suplimentar pe jucători, ați umblat puțin acolo și la acest cuanto. Într-adevăr, așa e, cum ți-am spus, eu îmi doresc ca echipa să fie cât mai sus. Ca să fie cât mai sus, trebuie să te bați cu primele locuri. Drept dovadă, Văleni, unde s-a jucat pe prima dublă, Boldești acasă pe primă dublă. Și punctele au venit. Și punctele au venit. Acum vedem pe viitor. Cu cine mai dăm primă dublă? Da. Eu îmi doresc cu toate echipele din primele 3, 4, 5 locuri să jucăm pe primă dublă. În funcție de cum putem să facem noi și de bani. Că și asta aleargă Aurel, prieten pe acolo, la toată lumea, bate la ușă, intră pe geam și tot găsește ceva. Așa, pentru că vreau să fie liniștiți la ora jocului. Ne întoarcem puțin și la Bobby Codreanu. Vorbeam, Bobby, de Ovidiu Gheorghe.
de Petru Marinache, de Iustin Șovoială, de Ionuț Filip. Mai sunt și alții pe acolo, dar voi aveți și un Bănel. Da, la Bănești aveți și pe Bănel, nu? Eu l-am cunoscut pe Bănelul, Bănel Real. Ca să zic așa, bine, făcând o glumă. Da, avem. Este un copil tânăr, de perspectivă. Mai are mici scăpări, de fiecare, na, ca fiecare altul. Dar ușor, ușor are niște calități. Uneori trebuie spuse în practică. El le mai uită din când în când. Într-adevăr, presiunea este, dar presiunea este constructivă. El trebuie să înțeleagă anumite lucruri pe care noi, în special eu, îi le transmit, pentru că fiind aproape și de el ca și jucător, ca și antrenor, el ar trebui să înțeleagă lucrurile astea și eu cred că va înțelege că este un jucător care are viitor, poate face diferență. Are viitor, da, un jucător care are calitate. Aurelia, revenind după 5 ani, perioada în care ai urmărit atent ce se întâmplă față de vechiul tău mandat de președinte, cum se prezintă acum Liga Prahova? Ca și calitate, ca și prestație fotbalistică. Față de vechiul, crește de la an la an. Valoric. Valoric și financiar, adică multe echipe investesc foarte mult. Deci ceea ce arată foarte bun. Foarte bun, da. Și încercăm și noi să ținem pasul și ritmul cu alte echipe, cum ar fi Boldești, Vălinii de Munte, unde se investește foarte mult. Băicoi. La Băicoi, la fel. Îți garantez eu și la Drăgănești. Sunt și multe alte echipe. Da. Drept dovadă pe primele 5-6 locuri unde se investește foarte mult. Dar nu e ușor să ții pasul. Și da, nu e ușor să ții pasul, într-adevăr. Tot timpul, da, banii fac diferența asta. Asta este clar, dar în bani, fiecare echipă trebuie să oferă un anumit confort. Siguranță, că așa poți să atragi jucători, că totul se rezolvă într-un fel la bani. Că, uite, eu vorbeam când am fost și am trezit partida de la Cocorești Colț. Îmi spuneau cei de acolo. Adică, domnule, o echipă mică pentru noi pare o experiență frumoasă la Liga Prahova. Noi nu le putem permite să plătim jucătorii. Într-adevăr, dăm un grătar după meci. Cum bine punctează Aurel, când ai ținte mai înalte, asta costă. Și trebuie să te adaptezi la rigor pentru a ține pasul cu celelalte formații. Cu celelalte formații, într-adevăr. Și bugetul pe care îl avem ne obligă să fim acolo sus. Aurel, cum convinge un jucător pe care îl vrei la Bănești? Care sunt argumentele așa? În linii mari, nu intrăm în intimitate. Păi cum îl conving eu? Îl conving foarte este ușor. Este practica ta, deci nu vreau să foarte spui. Ușor. Nu conving pe nimeni. Decât el îmi spune ce pretenții are și asta e convingerea. Mai umblăm, dacă știu eu, pozițiile sunt diferite. Băi, cere prea mult, băi, stai puțin, ne mai gândim. Bine, nu exagerat, că îți dai seama că în primul rând că poți să rupi vestiarul, să zic, uite, a venit asta și câștigă nu știu cât. Nu, în limita bunului simț, îl conving să vină la Bănești. Știm, Aurel, că ai foarte multe relații în lumea fotbalistică și nu ai ascuns la un moment dat că l-ai fi dorit cooptat aici lângă tine și pe Marius Bișan. Marius Bișan care și-a legat trecutul important de altfel și de AFC Bănești, președinte, antrenor la CSU Breaza. L-ai dorit aici colaborator, nu evident în postura de antrenor, dar în cadrul vostru acolo l-ai dorit și pe Marius Bișan, nu? Care aducea, cred eu, lângă tine un aer de profesionism. Da, într-adevăr, Marius Bișan e prietenul meu cel mai bun, pot să spun asta. Și l-am dorit lângă noi, chiar și asta iarna, la reunirea lotului, când ne-am reunit, a fost alături de noi. Ne mai ajută și el cu un sfat, cu un jucător, cu ce poate, e alături de noi, el e implicat la un proiect. Are viața treia acolo, da, să reziste Liga a treia, da, cu CSU Breaza. E și antrenor și președinte și le face și el pe toate că... Că n-a găsit pe altcineva. E greu, da, e de greu de găsit oameni să le placă și să facă lucrurile cum trebuie. Bobi, te gândești peste multă vreme să ajungi pe la Liga a treia? Evite că tu ai niște ținte ca antrenor. Dacă nu cred că te oprești aici. Dacă aveam licență, eram deja la Liga a treia, dar nu am licență. Și acum urmezi, da, exact, cursurile, da, astea? Da, da, da. Acum o vară termin, să-mi iau și licența. Licența și... pentru Liga a treia? Da. Crezi că diferența este foarte, foarte mare între cele două niveluri? Din punctul meu de vedere, v-am spus, județul Prahova oferă un fotbal de calitate. Diferența, dacă eu spun că seria noastră, primele, să spun așa, 12-13 echipe, să zic, pot juca lejer în Liga 3-a. Nu orice altă, da, cu anumite mici ajustări. Da, da, da. Aurel, în partidele pe care le vezi și la niveluri inferioare, așa evident că țintești jucători. Mai că sunt jucători tineri de calitate care pot fi avansați aici la Liga Praha, unde competiția este foarte, foarte puternică. Da, eu urmăresc foarte mult toate seriile din județul Prahova. Când am timp și posibilitate, merg la fel și fel de meciuri, mă uit după jucători, deja am țintit ceva. Deja sunt în discuție cu câțiva jucători.
unul, doi sunt semnați pentru la vară. Iată un președinte care lucrează din timp, v-am spus, eu prieten că... Da, și... Mai găsesc, să mai găsesc. Pe ce posturi? Nu vrem nume, că știu că nu se pot da. Nu, nici posturile, că îi punem în pericol pe cei care sunt acolo și... Nici posturile, da. Nici posturile, nu. Într-adevăr, ce zice, neavării că ai fost acolo ce și ești adus și atacant. Ce faci, viitor, nu merge. Da, la momentul potrivit o să... Îi facem cunoscuți. O să-i facem cunoscuți și să-i dezvăluim. Da, cam ce posturi, Bobi, crezi tu că ar mai trebui așa completate... Având în vedere evident, că... toată lumea caută jucători și cu pregătere, spuneam eu, un atac. Unde dacă între fiecare antrenor, ce ți-ai mai dori, zice, bă, mi-aș dori 2-3 jucători, dar în primul rând un marcator. Sunt greu de găsit marcator, sunt foarte nu? Greu, da, sunt foarte greu de găsit și sunt rari. Dar, într-adevăr, și noi ne dorim un atacant, ne dorim, în fiecare compartiment ne-am dorit. Deci cel puțin 5-6 jucători în fiecare compartiment. Da, vorbeam la Aurel și apropo de ceea ce înseamnă Liga Prahova, chiar vorbeam cu Gabi Paraschiv, cel care s-a aflat la un moment dat pe lista lui Marius Bișan la Breaza și îmi spunea, bă, îmi dau seama ce campionat aveți voi acolo, dacă echipele voastre de Liga 4 mi-au jucătorii mei de la Moreni de Liga 3, adică este clar că financiar e mai bine la voi, la Liga 4, decât la mine, la Moreni, la Liga 3. Da, într-adevăr, cum ți-am și spus mai devreme, se investește foarte mult în Liga Prahova, de către primării, de către oameni care le place și vin cu bani, cum se zice, de acasă și nouă ne place la fel, că de-aia suntem în postura asta. Da, într-adevăr, nu știu la Liga 3 ce salarii sunt, dar pot să spun că la Liga 4 sunt salarii bunicele. Da, și o spune omul care plătește acolo la AFC Bănești Oleta. Ne apropiem, prieteni, de finalul acestei ediții Liga Reușită, în care, iată, am avut plăcerea de a avea invitații pe reprezentanții de la AFC Bănești Oleta, o echipă cu un parcurs remarcabil în retur, 19 puncte din 21. Așadar, Bob, ești convins că acest traseu va continua? Cu siguranță, asta ne dorim și lucrăm la chestia aceasta, deci vrem să îmbunătățim, tot timpul încercăm să îmbunătățim, să reglăm din mers. Este foarte greu, la felul cum am găsit noi lucrurile și le-am așezat ușor, ușor, începem să prindem contur. Cu câteva plombe, ca să le zic așa. Acum până... mai sunt posibile plombe cu acum ce avem la dispoziție. Da, dar pe vin viitorul, da, o să reușim să, cu siguranță să arătăm altfel. Așadar, Aurel, și tu ești convins că echipa pe care o conduci va merge pe același traseu? Clar, și asta îmi doresc. Deci o clasare cât mai sus. I-ai temperat așa un pic pe jucător? Bă, băie, stați așa că mai avem mult de lucru. Ei poate sunt foarte exuberanți, arată că pot. Traseul este unul convingător. Da, bă, într-adevăr, facem tot felul de ședințe, discutăm cu jucătorii, încercăm să-i apropiem, încercăm să le transmitem că noi ne dorim să fim cât mai sus, dar nu putem fără ei. Da, vorbeam prietenii de Marius Bișan, un prieten al tău, Aurel, în afară de Marius, te mai consulți cu cineva, eu știu, pentru că, na, misiunea de președinte la o echipă cu pretenții de ligă nu pare deloc ușoară și orice idee, probabil, este... Da, eu mă consult cu toată lumea și unul dintre bun, dacă îmi spune, vezi că am văzut la pe echipa cu tare un număr X. Mergem acolo și-l vedem. Mă duc și-l văd. Ia să vedem ce a văzut. Poate, într-adevăr, a văzut... Ceva de calitate. L-au văzut aceia, l-a văzut și Aurel și Bobi Codreanu și după aceea îl urmărim și noi în tricoul echipei AFC Bănești Oleta. Prieteni, o plăcere în această seară cu reprezentanții unei echipe în formă, așa cum este AFC Bănești Oleta, președintele Aurel Covrig, antrenorul Bobi Codreanu, invitații noștri la Liga Reușita. Producția poate fi urmărită așadar pe Reușita TV oficial, pe PH Sport și pe pagina de Facebook Fotbal Prahovean. Le mulțumim celor care sunt alături de noi, le mulțumesc colegilor care au contribuit și la această emisiune Liga Reușită, îi mulțumesc lui Mihai Voicilă pentru imaginele de calitate ca de fiecare dată, le mulțumim celor puțini care sunt lângă noi deocamdată, așteptăm și alți parteneri, pentru că spun eu, prieten, Liga Prahova merită mult mai mult și cu aportul dumneavoastră chiar am putea ridica ștacheta. Sunt Ionel Luțan, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost împreună cu mine, urmează o săptămână importantă, iar sâmbătă un meci așteptat deja cu mare interes. La Bănești, AFC Bănești, Progresul Drăganești, atât pentru această seară. La revedere, vă mulțumesc!